Salutare, oameni! Bine ați revenit aici la episodul 3 din Detroit Become Human, bă! Continuăm, măreață serie, mulțumesc de susținere, bă! Și nu uitați să pizdeți și voi acolo un like, să facem cât mai multe și în funcție de asta o să postez cât de des pot eu, bineînțeles, și cât de des vreți și voi. Deci, băgați acolo un mare like, ce dracu să vă mai zic. Hai să continuăm, care-i treaba aici? Noiembrie 6, ci... Oh! Bă, stai mă, ăsta, nu-și luase glonț! Find Amanda. Ăsta și-a luat glonț, bă! Unde dracu suntem? E în raiul androizilor? Find Amanda. Unde dracu e Amanda? E cineva acolo și mi-arată ceva colorat, deci cred că acolo trebuie să mergem. Am mers, ok. Wrong way, sir. Dar poate pe aici trebuie să ajungem, că mă tot trage camera în direcția asta. Du-te, Connor a înviat în paradisul androizilor, bă. Uite, o porumbei. Par destul de reali. Oare ce dracu? Cred că l-au reparat, mă. Că până la urmă și pe Kara a reparat-o, dacă mai țineți minte. Ajungem că în partea aia nu văd pe nimeni. Aici era cineva. Amanda. Tu ești, mă. Nu e nimeni. Unde dracu m-am dus, mă? Pe aici, mai sus. Mai sus pe pod. Unde dracu trebuie să mă după? Ah, bine că era acolo, dar cine dracu să vadă, mă? Cine să belească ochii că e acolo cineva? Poate chiar Amanda. Toc. Eu vorbesc cu tine. Tu vorbești cu mine. Și asta e android. Oh, trusted. Connor, it's good to see you. Cine dracu' e asta, mă? Your predecessor was unfortunately destroyed. Oh. It knew what? Deviants could be unpredictable, but it wasn't careful enough. I hope you won't make the same mistake. I don't intend to. Am înțeles. When a Connor model is destroyed, its memory is transferred to the next one. But some data can be lost in the process. Avoid being destroyed. It will be better for you and the investigation. I understand. Dar the interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? Traumatizat, clar. Signs of PTSD after being abused by its owner. Yep. As if its original program had been completely replaced by new instructions. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? Deci vom mai da de el. Intriguing. I think he's irritable and socially challenged. Yep. But I also think he used to be a good detective. Mă, he's an intriguing character. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? Să ne adaptăm la situație, cred. To his personality. Da. It is in the best interest of the investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. Nu prea convine lui asta ce am zis. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype Cyberlife has ever created. Asta-i șefa, oare, mă? If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Pick up the investigation where the previous Connor left off and put a stop to this. Deci, teoretic nu e același Connor. I-au transferat numai memoria, deci nu l-au reparat pe ăla. There's little time. Au făcut altul de la zero, bă. Ia că se duce la poliție, nu? Deci va trebui să ne uităm după locotenentul Anderson și trebuie să conviețuim cu el. Ia să vedem, știi unde cumva? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. Dă-i din cerc. Fii atent că din cerc te se conectează cu cercul. Ah, tot e dracu. Așa e android. Lieutenant Anderson has nu vă susem. You can wait at his desk. Ok, dacă vă până și la recepție au băgat android. Bine, e mai e destul de practic, am putea spune. Da, bine. Unde dracu trebuie să mă dumă? Wow, ce dracu a fost asta? S-a văzut ceva, parcă a glitchuit un pic. Ia să vedem. Unde? It's that desk right there. Și asta e android, mă, stai, sunt și androids milițieni? Da, lol, what? Jesus. Ioi, uite-l pe ăla, bă! Cred că raportează, fii atent că e crăsanul cu muștar pe tricou. Tu zgura, mă, poți să-l smulgi, să-i smulgă păul, mă.
Ăla de-o bătut copila, bă. Nu mai știu, nu știu de care a zis. Aici oare? Nu e ăsta? Poate e ăsta? A, da, Lieutenant Anderson, ăsta e. Ăsta este biroul lui. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. We'll see him before noon. Jesus fucking Christ, man. Până și androidul e dezamăgit, bă, hai să stăm jos aici. Scaunul lui sau e scaunul de așteptare? Cred că e scaunul de așteptare. Trebuie să-l așteptăm, deci trebuie să bea vreo 10 voci și aici bagă niște gin și stinge coțuică și aia e. Explore, ce scrie? Ce are? Explore the office? Păi da, bine, eu fac asta. Cum să nu? Așa, oh, ce are acolo așa? Analyze. Să aflăm mai multe despre el, zic, nu? Uite, analizează alea, mă. Deci când e colorat, nu neapărat e defect. Dar poate să și analizeze, gen, nu știu, funcționează cercul ăla. Japanese maple. Am înțeles. Aici o cană. Și ce ar trebui? Cold coffee. Ok. A, gogoșevic. Hai, mă, cu clișeile astea, mă. Pe bune, uite, mamă, îți arată și... caloriile și totul ăla, fii atent cât de tare, bă. Bun un android la casa omului, mai ales dacă vrei să slăbești. Slogane anti-androizi, deci e împotriva androizilor. Păi, mai știam deja asta, adică nu e mare. Detroit baseball cap, ăsta e susținător baseball, deci poate o să folosim asta, de ce nu? Să vedem. Detroit dismantle New York has... Red Ice dealer, ah, Red Ice, de se droga grăsanul ăla de omurit, bă, cu Red Ice. E ceva drog. New Rico Station, Red Ice, ok. Se pare că este... A, aici este ceva articol cum că el a fost promovat. Când a fost promovat, ce bine arăta în poza aia, bă. De pe timpul, maică, ce e aici? Jimmy's Bar, a, la barul lui Jimmy unde l-am găsit, e locul lui preferat. Păr de câine, de la San Bernard, are San Bernard. Mamă, câini, San Bernard este absolut dumnezeici. Poate ce mai frumoși câini. Da, deci, uite-l acolo fără barbă, îl vedeți, bă? Mamă, ce pare și la om, bă. Pare om. Învățăm oricum lucruri despre el. Învățăm lucruri despre el, deci a fost desemnat la caz cu Red Ice, cu droguri. Oh, hello, salutare! My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. E, zici. I saw you get shot in the head last night. My predecessor was unfortunately destroyed. But Cyberlife transferred its memory and sent me to replace it. This incident should not affect the investigation. Oh, Jesus. Da. Hey, a crezut că a scăpat săracul. Oh, vai, ce ai făcut? Explore the office, enter and listen in. Nu, o să rămân să explorez, știi ce? Hai să ascultăm niște muzică, zi, nu? Puteam să aleg ce să fac. That's nice. Ia, mă. N-ascultam muzică rock. Da, ai ascultat și în mașină. Dark heavy metal, mâncați-aș gura ta, e satanist ăsta, bă, e cu dracu. Așa, am aflat ce muzică ascultă, mai putem să aflăm chestii despre el? Probabil că nu, că am analizat cam tot ce se putea analiza, sincer. Să mă duc înăuntru? Hai să mă duc înăuntru. Am crezut că pot să mai explorez niște chestii pe acolo. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I gotta be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold in the bag. Cyberlife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. Yep. No fucking way. I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Jesus. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. Huh? Okay. Yeah. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Mamă, dar câte probleme cauzează Anderson? Why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work shit. To do. L-a amenințat cu cum îi zice, cu concedierea, bă. Ui, 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 ui.
Săracul e nervos, trebuie să avem grijă cum Anderson. I wonder whether Lieutenant Anderson is really the best person for this investigation. Chiar mă întreb și eu. I don't need a machine to tell me how to handle my men, okay? So get the fuck out of my office. Nu-l place nimeni. Ce înseamnă, bă, să ai soft care funcționează, bă, poți să fii amabil când ăsta zice să ieși morții de afară de aici. Oi, 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 oi. Bă, dar toată lumea e nervoasă, mă, aici, în poliția americană, jur, că și în filme sunt la fel, majoritatea nervoși, și în jocuri la fel. Mamă, ce să-i zic? Mi-a deblocat ceva New Connor. New Connor, ok. I understand the destruction of my predecessor may have been unpleasant for you, Lieutenant. Sper că am dat bine. Îl cam doare în curs, sincer. Partners pozitiv. A zis de partener mai devreme și a zis că n-are nevoie. Dăm pozitiv mai bine. I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Cu siguranță. Nu zic de partener, is desk. There a desk anywhere I could use? No one's using that one. Ok, oh, vom fi vecini. Ia uzi, bă, față în față, bă, ce tare. Ok, nu l-am supărat, nu l-am călcat pe coadă. A fost destul de amabil. În condițiile în care ăsta nu e amabil. Hai să stăm dreacu jos aici. Am și, cum îi zice, biroul meu. Ce mai trebuie, mă? Cel mai mare android, ia să vedem. Trebuie să, mamă, trebuie, hai de capul meu. Trebuie să vorbesc cu el. Hai să zicem despre câine. How do you know that? The dog hair's on your chair. I like dogs. Yes, over there. Hi. What's your dog's name? What's it to you? Sensibilism? Sumo. Sumo? Mișto nume de câine, Sumo. Mai ales de câine mare. Dacă e și gras ca lumea. Ok, deci uite, trebuie să creăm o relație bună cu el. Basket. Nu era baseball, ăla e basket. Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Yoi, și am adus aminte, se uita la meci și e fan și l-am supărat, nu-i bine, nu trebuie să zic de aia. Hai să zicem de muzică. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? I don't really listen to music as such, but I'd like to. L-am îmbunat, fii atent, bă, e de întumerit un pic, dar hei, nu-i zic, să-i zic de anti-androiz, mă, că e împotriva lor, nu cred că ar fi bine. Hai să dăm așa. I've known Captain Fowler for long. E capitanul ăla, ok. Too long. Cred că e de bine, cred că am dat bine. Deși am adus aminte de tiranul ăla. Hai să mai vorbim un pic cu el, Hours. Do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Oh shit, l-am supărat, ce prost sunt. Oh, Jesus. L-am supărat? Bă, nu l-am scăzut, hai să dăm start working. I'd like to take a look at them. Terminals on your desk. Knock yourself out. Da, bă, da, a cerut permisiunea. A cerut permisiunea. Hai să accesăm aici. Mamă, ce ciudat arată fără ambalaj, să zic așa. Ok, ăsta e missing. Ăsta e suspect. Tot android. Suspectă și asta. Cât dracu-s? Scan all files. Hai să le vedem pe toate. Mamă! Vai, dar cât să-ți mâncați aș? 200? Wow. An AX-400 is reported to have assaulted a man last night. That could be a good starting point for our investigation. Ok. Ia uzi, deja suntem puși pe treabă. Cât de repede m-au scanat toate doalea. Totuși trebuie să mărim relația cu el, să ne înțelegem mai bine. Să mărim alianța. Professional understanding. I understand you're facing personal issues, Lieutenant. Nu știu dacă e bine. Hey, don't talk to me like you know me. N-am dat bine. I'm not your friend and I don't need your advice, okay? Ah, l-am supărat din nou, evident. Ah, determined. I've been assigned this mission, Lieutenant.
I didn't come here to wait until you feel like working. Oh shit. Nu-i ok, nu-i ok. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Strig relația cu el și nu-i ok. Sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that attacked the guy last night. It's been seen in the Ravendale district. I'm on it. Hai să mergem că avem de investigat, bă, mare capitan, ce ești tu, locotenent. Locotenent nu-i capitan. Capitanul ăla de acolo din biroul ăla mare, cu vederea că... Ăsta e locotenent, însă este un rang destul de mare, sincer. Tot 6 noiembrie, oameni buni, însă este, se pare așa, înspre seară. Cu cine jucăm? Cu Kara, cred. Că ea era, da, ea, ei erau, Kara și ăsta, și Alice. Se pare că e destul de ok. A dormit bine, mi-e frică de Ralph ăla însă. Se pare că nu ne-a atacat în somn. Bine, asta nu doarme, deci a fost aici de veche. Săraca Alice, mă. Arcan 3, să plecăm însă tot plouă, cum dracu. Revive fire, ok, trebuie să reaprind focul. Pentru că s-a făcut frig, se pare. Așa, să-i fie bine la copilă, bă, că asta contează. S-a prins focul? Nu ar mai trebui să pun niște lemne, îmi trebuie niște lemne. Hai să căutăm dracu pe aici ceva. Dacă găsim... ok, acolo am găsit. Ăsta are deja lemne strânse. Cum dracu, dar de ce? De ce-s lemne în alea? Ca să ce? Îi e frig la android, îi e frig lui Ralph. Intră frigul prin tăietura aia de pe față, bă. Așa, așa ar trebui să ia foc aici. Cel mai bun focar sunt. Ok, trebuie să aștept până se trezește Alice, nu o să o trezim noi, că trebuie să odinească, să-și recapete energia până la urmă. Hai să vedem ce face însă mortul ăla. Uite, arcade-uri, mamă, ești nebun. Are ce să se joace. Să vedem ce dracu face acolo și de ce scrie RA9 pe... pe perete. Unde dracu e ăsta, bă? Oh, shit, man. Nu-mi place când dispare așa. Examine, ce dracu e aici? Ăsta nu e Ralph. Cred că ele, what... Ai o căprioară sau un cap de căprioară? I am alive. Uite și ăsta a scris I am alive. Dar ce-i RA9? Mă, bună întrebare. În fine, nu putem intra pe acolo. Ce dracu e aici? Ai o pasăre moartă? What? Îți bani acolo? Nu luăm și noi 100. Uite, 100, fii atent. $100! $100! Furăm, du-te dracu de aici. Bă, ce faci tu cu $100? Ești prost la cap. Mersi frumos, luăm FIFA points de toți. Ce cu pasărea, mă? Care-i treaba cu pasărea? E moartă, nu? Sau e împăiată? Nu-mi dau seama, cred că e moartă. E dusă dracu de aici, dintre noi. Bun, hai să vedem ce face Alice, poate s-a trezit. Sper că nu observă ăsta că i-am luat banii. Dracu, banii sunt importanți, bă. Ia să vedem. O trezim? Hai să o trezim. Ca să plecăm, deci că nu-mi place că i-am furat ăluia banii, dar nu se trezește, e moartă, cred. Ce dracu, bă? Bă, nu e ok. Să urcăm pe scări, oare? Ce crispată merge. Aici trebuie să ajung, aparent. Ce, te-ai văzut în oglindă? Nu scoți și tu ăla de aici, m-a făcut Marcus data trecută. Change appearance, find new clothes. Ok, asta ar fi o idee foarte bună. Dar nu pot să-mi scot și drăcovenia de pe cap, ca să nu mai știe lumea că e android, până la urmă. Eu zic că ar fi bine, ar trebui să găsim niște haine de dita mai casa, dă-o dracu. Ia să vedem, poate aici. Ralph se pare că a plecat, nu mai e printre noi. Uite, un dulăpior de la... Nu-i de la pliabil, arată de la... Încă plouă, mă, ce dracu, bă, mereu plouă aici în jocul ăsta. O, un dulap. Hai să vedem dacă găsim ceva aici, ceva țoale. Însă trebuie să avem grijă că ați văzut mai devreme când jucam cu Connor, tatăl copilei... S-a dus la poliție să reclame, deci trebuie să avem foarte mare grijă. Dacă mai ieșim în lume. Hai că și-a găsit ceva țoale. Schimbă-te acolo. Nu ne arată buci de android? Nu ne arată cum vrea. Dar nu poți să schimbe înfățișarea cum dorește. Mamă, ce badass cu geaca asta pe ea. Seamănă oricum cu aia din Beyond Two Souls. Oricum jocul e făcut de aceeași companie, trebuie să-mi tund părul. Pentru asta n-ar trebui să mergem undeva la baie sau... Nu știu, mă doiesc care sta frizeria aici. Așa, look. Dar cu ce dracu poți să tai părul? Ah, hei, vreau să-mi tai părul. Oare unde găsesc o foarfecă? Că hei, este una chiar în fața mea. Unde voiam să mă duc să-mi tai părul? Ce coincidență. Nimeni nu se aștepta.
Dar poate a fost o Ralph, poate s-a gândit și la chestia asta. Dar e păr sintetic oare sau ce dracu? E păr uman de la donații. Și te-au furat din fondul copiilor, bă, bolnavi, bă. Damn, son. Bă, îi stă mai bine așa, sincer. Îi stă mult mai bine și seamănă mai mult cu tipa de acolo. Oh, pot să-mi schimb culoarea părului. Blond, alb sau negru? Hai negru. Let's go for black. Schimbă culoarea. Nice. Very pretty nice. Finish. Arată bine. Arată foarte bine. Mă, da, cerculetele. Ah, remove. Așa, mă, tată, mă, cu foarfeca. Păi cum, dracu? Ce ți-e, tată? Mamă, abia se mișcă în slow mo. Ocean, what the fuck? Își dă pielea la o parte, fii atent. Și îl dă jos. Rip. Rip cerculete. Adio cerculete. Dar și ăștia l-au făcut ai dracu atât de ușor de dat jos, mă. Gata, acum ai om. Nu mai android. That's fucking awesome, man. Return to Alice. Mamă, mi-e teamă. Urcă, mi-e teamă. Oh, nu e bine. A, e poliția cumva? Oh, nu. Stai, aici a avut loc? A avut loc crima de... Okay, well, let me know if they turn anything up. Oare a fost Ralph implicat? No idea. Cred că e Ralph implicat, fii atent că... Ralph cred că e implicat, sincer. De-aia și dispărut și ăștia au ceva caz aici, investigează, nu mai știu exact ce crimă sau ceva genul. It took the first bus that came along. Să caută copila. Oh, shit, man. Oh. Damn, son, nu e bine. Cred că o să caute copila. Wow, a văzut-o? Nu e ok, nu e ok, nu e ok. Ăștia ne caută, bă, fii atent. Nu, 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 fugi, cara. Mamă, se întâlnesc personajele, fii atent. Ralph found this to feed the little girl. It's good for her. A present. To make up for past misunderstandings. Ralph will cook. We will do just like humans do. Humans like burnt meat. Come. Come, sit down. Boss, avem o problemă. Nu, refuse. Kind of you, Ralph. But we have to go. Nu știu, cred că-l supăr. Go. Bă, dar de ce nu-i spune și lui să fugă dracu de aici? We will eat together just like a family. Father? Aolo. The mother and the little girl. Nu e ok, nu e ok, nu e ok, nu e ok. We're leaving now. Come on, Alice. Oh, nu, 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 nu. The little girl's going nowhere. Vai de morții măsii de prost. Trebuie să explicăm până la urmă. Cred că e calea corectă. Oh, shit. Da, cred că e ce de poliție. Da, dar nu aia. You're not going to hurt her, are you? We're friends. De murit. Corect. No, Ralph doesn't want to hurt the little girl. Așa, bun, 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 bun. He just wants her to eat. Da, dar nu bursuci. Lasă-și Deru în pace. Ok. Ok, e bine? Eat together. Oh, nu e bine. Ha, până la urmă trebuie să mâncăm. Ai de capă și vine poliția. Și o să vină Connor cu... Nu e ok. That's better. Ralph went to a lot of trouble to find something for the little girl to eat. Ah, acolo a fost el. It wouldn't be polite for her to refuse. Would it? Poți i cuțitul de lângă... Doamne ferește. Nu putem să fugim dracu acum. Succulent, you'll see. Succulent. Ai de capul succulent. Meu. Doamne, îl face cu tot cu păr, mă? N-ar... Hai să mințim. She's very hungry. The little human is not going to regret it. Ralph found the best, the biggest one he could find. La ce animal e la? Succulent. Succulent. La curăța măcar, mă, la... Go ahead. Eat.
Ai de capul meu, nu i-a dat nici blana jos, fii atent. Ai de Dumnezeu, mătii de prost, Ralph. Cred că mai bine mergeam în partea cealaltă, bă. Bluff. We're going to stand up now. And we're going to leave, Ralph. No. Oh shit, man, nu e ok în ce direcție mergem aici. Ai de cap, e cu roșu cercul ăla lui. Ai de cap. You said family. You wanted to be like a family. Ralph? Hai mă că vine dracu poliția cât o mai lălăim aici. Mother. The little girl, remember? Doamne ferește, cât de defect e ăsta, mă. Never threatened his little girl with a knife to make her eat. True that. E, taică-su, da, adică taică-su biologic. Așa bun, a scăpat de cuțit, e bine. Sau mă rog, temporar. Dar ce-o făcut, dracu? Poate aia chiar caută aia, nu neapărat pe copii, nu știu exact. Ok, ok, ok. Cred că am rezolvat, bă, fii atent. Haide, Ralfule. Nu, 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 nu. Ai de canăretu, zgura mătii de... conserva dracu, aaa, dar... trebuie să investighez cu el acum. Nu-i ok, bă, nu-i ok. O să trag de timp cât pot ca să scape și să vedem dacă îi duce capul să scape. Ar fi bine. Oi, o să dau peste aici să mă uit să văd dacă e cineva. Oh, și l-a văzut pe ăla cu cuțitul în mână, fii atent. Goddamn, son, nu e bine să-i mai las, poate au timp, dacă că-i țină. O stateci, nu știu. O să încerc să înconjur casa să sperăm că o să le dau timp. Parcă îmi pare rău de caraj de copilă, bă. Totuși, cred că asta trebuie să facem. Hai să intrăm înăuntru să vedem care-i treaba. Poate au avut timp, că ne-am învârtit acolo, opa. Numai Ralph? Oh, shit, man. Ioi, cred că le-a dat drumul, mă. Cred că, până la urmă, Ralph-i ca lumea. Hai să-l analizăm repede. Scanăm aici. Ok, instabilitate. Aici are ceva damage. Încasat? Nu, nu, zice de modelul lui. Zice modelul. Aici însă are damage încasat. Mama a fost ars, fii atent. E reversible skin damage. Extreme heat. Jesus Christ. Nu trebuie să-l stresez pe ăsta sau trebuie să-l stresez pe ăsta? Nu-mi dau seama. Reassure. Ok. Încercăm să nu-l stresăm. Nu știu exact să-l stresez sau să nu-l stresez. I'm looking for an AX 400. Ce bine la ăsta, că nu-mi dau seama. Ralph seen nobody. Tai de capul meu. Are there any other androids here? Other androids? No. N-a fost ezitant. Jesus Christ, there's blue blood on the fence. I know another android was here. No. Ralph scratched himself coming through. Okay. That's Ralph's blood. Okay, e bine. Când s-a zgriat cara, bă, în gard, când a trecut. Băga mi-aș picioarele. Nu, deci acolo e. Ok, scade. Deci nu trebuie să aflu, deci trebuie să ajut pe cât posibil. Mamă, dai focul aprins, chiar nu vede asta, serios? Ioi, perfectul, tucată. Ok, să tai ăla. Ok, dacă mă apropii înspre, dacă mă duc în partea asta, văd că îi crește stresul. Hai să mă duc aici înspre foc. Hai să vedem care e treaba. Corect, m-am dus unde nu trebuie. Androizii n-au nevoie de... cum îi zice? De căldură până la urmă. Hai, trebuie să mă uit la ăsta. Nu știu cum să abordez, sincer. Corect, androizii nu mănâncă. Unde i-ar fi ascuns oare? Să mă duc în partea asta? Văd că-i scade stresul aici. Unde i-a băgat oare? Sper să nu-i fi băgat aici. Aici e altarul lui, poate de-aia e stresat când mă duceam înspre încăperea asta. Descrie R-A-9, I am alive și alte căcaturi. De fapt, numai căcaturile astea.
nu-i nimeni acolo. Investighez, băiete. Sau nu se duce. Mamă, la etaj? Dar acolo era Kara. Îi crește stresul, bă. Nu vreau să mă duc acolo. Să găsesc sursa stresului trebuie. Deci asta e misiunea mea, pretty much, aici sus. Ia să vedem. Îi crește stresul foarte mult. Deci e prezic că l-atacă din spate, Ralph. No. Nobody. Android is telling the truth. Ok. Dar unde s-au dus, mă? E ceva ascunzătoare secretă pe aici? Cred că au avut timp să fugă cât m-am învârtit eu pe acolo. Păi și atunci unde dracu-s? Bine, nu prea ar trebui să le găsesc. E acolo oare? Ioi, că aici îți ești prost! Fucking shit, man! Fugiți, fugiți, fugiți! Mamă, Ralph până la urmă se dedică, fii atent! Până la urmă, Ralph e om bun! Android bun! Oh, doamne! Asta căutau, mă! Hai, nu-i ok. La tren, hai la tren atunci. Trebuie să le... să urmăresc? Ok, ok, o să urmăresc atunci. Ce dracu să mai fac? Iisuse Hristoase! Ajunge moare sau n-ajunge moare? Mă bag și eu în ăștia să n-ajung numai așa de-al dracu. Nu vreau să-i prind aici nebun la cap. Vă dați seama ce trebuie cu Kara? Dar ce te duci tu, mă? Dacă e over there. Hai, 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 fugiți, 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 fugiți. Hai că au sărit gardul, mă duc ușor, mă duc cât de ușor pot. Hai mă, fugiți dracu odată. Fugi, Alice, fugi. Așa, bun. Nu, nu. Orei, dar dracu, e o copilă până la urmă. Hai, 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 fugiți, fugiți. Hai că e bine. Oh, doamne. Oh, doamne, nu-mi place, nu e bine. Ai de Hristosul măsii direct în, pe autostradă, mă. Zici? Hai repede, repede. Ai de Dumnezeu. Quick time events. Nu, 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 ai grijă, Alice. Quick time events-ul le urăsc din suflet, bă, ca mea și picioarele. X, 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 X. Hai de curul meu, X. Fugi, Alice, hai că am scăpat, mai avem o bandă. Ba da. Bă, give up, give up. Du-te, dracu, Connor, pleacă, dracu, de aici. Crește softul instability. Bun, și încrederea în Hank. Probabil va devia și ăsta, bă. Ceea ce e foarte bine. Hai, repede. Mash, 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 mash. Trebuie să fiu foarte atent să nu dau altceva. Hai de Dumnezeu. S-a lovit Kara, fii atent. Trebuie să dau mai mult mash, am greșit. Fugi. Fugi, copilă, mash. Repede, haide. Am scăpat, am scăpat. We did it. We did it, bine, mă. Bine, m-am scăpat și Connor îi creștea instabilitatea, ceea ce e foarte bine. Poate va deveni și ăsta deviant, bă. Țin cu Androizi. Ce dracu? Ce-a făcut? A, o ia în brațe. Am crezut că s-a accidentat cineva oricum că a lovit o mașină în... în șters, așa cred că pe Kara. Că era teribil acolo ce se întâmpla. Dar fugiți, dracu, că e poliția pe partea cealaltă să te stâmpiți la cap. Se uită Connor și Hank acolo. Ia să vedem care e treaba. Vorbesc despre Connor, mă. Oh, Marcus! Jesus. Pentru prima dată când ești pe partea cealaltă, nu-i așa, Marcus? Jesus Christ, man. Cu trenul. Prima cursă ta cu trenul, băiete, în care nu te afli în compartimentul de androizi, a? Dar chiar, bă, ce mai face Marcus? Ce are în plan Marcus? Parcă există ceva android de Jericho, orice dracu ar fi Jericho. What? Ah, da, ăsta! Și a dat ceva date, uite, are memorie cu el și i-a dat, probabil... I-a dat un simbol, what the fuck? Ce dracu e aia? Ce simbol? Ăla de acolo, de jos sau toată poza? Nu-mi dau seama. Find Jericho, dar ce dracu e Jericho? Poate e un refugiu pentru androids, dracu știe. A. Ah. Next graffiti. A, ah, trebuie să analizez în... Oh, uite acolo! Uite. Uite aici, nu e ăsta? Ăla e simbolul ăsta, este... cum îi zice...
indiciu, să zic așa. Nu aici e. Asta este, Marcusule. Find this graffiti. Ok. Deci androizii au pus la cale ceva test oarecum? Poate un refugiu? Dar unde dracu ar putea fi următorul graffiti? Cum arată? Aia e o gorilă? E un pumn? Și ceva gorilă, dar unde dracu e? Find the next graffiti, poate e jos? Android only. Nu, 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 nu pe la androizi. Nu e bine, nu, nu, nu. Partea cealaltă. Blend with... Corect, blend in with the humans. Trebuie să mergem cu oamenii pe scara rulantă care i-a deduce jos astea. Bun. Așa, bă, devină om. Mai mult sau mai puțin, Marcusule. Mamă, uite acolo, reclame. Dar numai reclame la androizi am văzut. Uite acolo! Nu e aia, uite un boxer, dar nu era gorilă, era un leu, de fapt. Uite acolo, îl văd în față, vedeți? Trebuie să scanăm. Uite, un boxer aici. Și grafitiu, simbolul e aici. Încă un simbol? Mai e unul? A, uite-l aici, l-am găsit. E pe cureaua ăla, deja pum, cred, pe, mă rog, pe cureaua, pe... What? Ceva margine de clădire. În partea asta, cred. A, uite acolo sus, îl văd aici. Hai să am grijă să merg pe unde trebuie, să nu dea dracu mașinile peste mine. Mamă, câți androizi, bă, să-mi bat picioarele. Hai, mașină, serios? Că a oprit mașina de cu noi pe trecerea de pietoni. Mai du-te în gâtul, mătii. Hai să trece repede, uite-l acolo. Uite-l acolo, trăiar măsa. Examin. Încă două simboluri trebuie să găsesc. Acolo e unul. Și celălalt... O, uite-l. N-ar fi trebuit să fie departe, cum dracu. Așa, următorul. Mai avem roboței. Ceva grafiti cu roboței. Am în drum în joc în partea asta, văd. A, gata, am găsit, uite-l. Aici este. Mamă, trei simboluri, serios. Unu. Doi, bun. Și uite-l și pe ăla. Dar-i pus aia peste, bineînțeles, trebuie să ajung acolo, e ceva pus peste. A, crouch. E ruptură în zid, înseamnă că a fost cineva aici, bă. Ioi, poliția. Aia repede treceți, dă-vă dracu de curcani, obosiți. Oare caută pe Kara? Cred că sunt patrulă după Kara. Sau poate nu e cronologic accurate. Hai să dăm asta la o parte. Înseamnă că mai fost cineva pe aici. Din moment ce era aia acolo. Cum dracu îi zice... Hai mă odată. Cum scanezi așa. Căcatul ăla. Aici. Tetura în gard. De-aia voiam să vorbesc. De atâta timp dați prost. E o... Un nou graffiti. Undeva sus era. Mi se pare mie. Cred că pe aici. Ah, uite-l. Found him! Mamă, face muncă de detectiv, bă, chiar și cu Marcus, ce dracu se aștepta. Un om care avea grijă de un bătrân, bogătan. Păi și restul... Aolo, cred că e în sus, nu-i așa că mai continuă încolo, trebuie să urc pe undeva. Find the way to reach, ok, am înțeles. Și cum dracu, cred că o să trag ceva gen ca... Oh, cred că cu asta putem... Da, eram sigur. Am jucat The Last of Us. Acolo trebuia să faci de multe ori chestia asta. Să te folosești de pubelele de gunoi pentru a urca pe înălțim. Până la urmă, experiența își spune cuvântul, bă. E ca în viață. Când ești gamer, ai experiență în astfel de chestii, cum dracu. A, uite aici. Eram sigur că aici îs. Examin. Bun. Celălalt e aici. Și mai trebuie să mai fie încă un simbol, uite-l. Mamă, ce bine ascuns a încercat să fie. Dar n-a fost că l-am ginit repede, scrie ceva Tarkle, Arkle, nu știu, ceva de genul ăsta. Oh, shit, man. Oh, și cum ajunge acolo? Am crezut că aude ceva în spate. Ia să vedem noi aici. Pre-construct. Ce s-ar întâmpla? Oh, pot să... Oh, nice. Avem două căi. Una să sară așa și una să o iau pe perete. Ha. Pe perete. Ar trebui să mă apuc de ăsta și să sar. Pare destul de plauzibil pentru un android. Sincer, execute. Let's fucking go for that. Nu-i quick time event. Ah, mă gândeam că trebuie să apăs și eu ceva. Ce tare, bă, și construiește de dinainte în minte, mă. Parcursul și e foarte tare. Drop, trebuie să mergem jos. Altfel nu ne-ar da drop. Logic. Ah, am găsit. Acolo e. Sparkle City, examine. Trei logo-uri. Unul e aici. Unul e acolo. Și celălalt ar trebui să fie și el pe undeva. Oare? În
Să nu-l văd. Era cu ei, mă, mai pe sus. Oh, man. Bă, da, l-au pus, băi, dracu, bă, mai avea puțin și-l desena un aer să-mi bat picioarele. O, trebuie să intrăm în clădire ceva. Ca o rază de soare era următorul graffiti. Doamne ferește, oh, iar trebuie să preconstruct, ok. Hai să vedem pe unde am putea să o luăm, pe acolo sau pe aici. Ok, hai pe aici să vedem care-i treaba. Deci, ar trebui să urc. Să sar pe aia, să sar pe cabluri și m-aș duce dracu. Not good at all. Not good at all. Ok, deci nu ăsta este pasajul bun. Mă duceam la dracu, direct defect ce-mi luam. Pe aici însă. Urcă. Reușește. Ok, cred că pe aici e destul de lejer, though. Aș, după aia trebuie să-mi aleg iar parcurs. Pe acolo n-ar cădea. Poate pe aici pare mai stabil pe aici. Yup, mult mai stabil, să-mi bat picioarele. Bă, direct parcurist se face Marcus. Cred că direct în față saltul ăsta pare destul de lejer. Nu, nu, nu e așa. Trebuie să-mi crez parcursul perfect, mă. Mi-am crezut că gen pot să-mi aleg eu pe unde să merg și ambele sunt plauzibile. A, așa, dar nu e așa, trebuie să ți-l construiești să vezi, bă, care e alternativă mai bună. Și uite că am găsit-o. Execute, fugi, parcur. Direct Assassin's Creed Marcus. Ar fi bun de protagonist în Assassin's Creed. Ia uite, mă, mâncați așa. Ezio Auditore ar fi mândru. Fugi. Dacă s-ar face... De fapt, stai că a fost făcut Assassin's Creed în Africa cu Egiptul. Prea în urmă sunt, sunt prea limitat. Așa, și înăuntru, ci că ar trebui să fie următorul graffiti. După asta, era o crăpătură în zid, că asta e crăpătura și în spate. Nu aici. Aici ar... Ok, l-am găsit, bă, ce reacule. Trebuie să găsesc un simbol ăla mare. La dracu, altul nu mai îi... Cred că s-a aproape înseamnă. Dacă e numai unul... Ceva cale de... Intrare pe undeva, cred că pe aici. Cred, remove. Ai dracu, pe aia jos de acolo, mă. Ai, de arată-ți forța de android, bă, dar chiar, bă, încă, cred că am mai pus întrebarea asta o dată. Oare cât de puternici sunt androizi aici în joc? Ar fi destul de, aiurea să-i facă extrem de puternici din punct de vedere fizic. Bine, cât le rezistă plasticul ăla din care sunt făcuți, până la urmă. Bine, din moment ce tehnologia a avansat, probabil plasticul este mai durabil sau ceva. Poate o nouă tehnologie de plastic, să zic așa, nu știu. Ai, doamne, unde dracu am ajuns, mă? Ce e, Marcusule, cu doi ochi diferiți? Acum am observat care e un ochi de o culoare și unul de o culoare. The fuck, dude? Ce dracu e aici? E o navă? Fii atent, ești nebun la cap. E un vapor, mă? Oh, Dumnezeu, mă, si ce am făcut. Am stricat pasajul spre navă, bă. Scuzați-mă, dar... Mai există oare alt... Alt pasaj? Cred că ar trebui să mai existe. Poate pe aici jump. Ar trebui să mai fie din moment ce... Jocul m-a adus aici la dracu. Adică nu cred că se termină... Expediția lui spre Jericho așa brusc. Ăsta e oare Jericho? Vaporul ăsta? Dar chiar cum se numește? Când m-am uitat cum se numește, poate chiar se numește Jericho și de acolo vine și numele. Dar asta l-ar face ușor de găsit de oameni dacă ar fi să caute vreodată. Nu zic bine. Nu vă să scrie ceva în față. Nu mă lasă să văd. Mamă, la înălțime. Nu-mi place! Pot spune din tot sufletul că nu-mi place să mă aflu la înălțime nici măcar într-un joc. Băga-mi-aș picioarele. Am jucat Skyrim în VR, am zis că mor. Când m-am dus la înălțime. Nu-i ok. Și nici aici, nu trebuie să mă uit în jos. De ce trag în jos de gamepad? Nu e ok. Cred că pe aici putem ajunge, dou. Mamă, ce scârț este aici nebun la cap. Îi apă jos? Pare apă, so, YOLO! Du-te, Marcus! Cât de lejer să zice, mamă, cât de epic, bă! Bă, eu glumeam când ai zis Assassin's Creed, jur că zici că e în Assassin's Creed. Când sare în paie. E saltul ăla clasic pentru Assassin's Creed. Awesome, grab, du-te. Unde dracu ajungem, mă? A, trebuie să urc climb. Dar de ce pe X? De ce nu poți da un sus ca să climb? Nu-i logic să fie așa, mă rog. Marcusule, am ajuns pe Titanic, mâncați aș. Este Titanic partea a doua, băi băieți, aici. Ai mai forță să desfaci ăla. Nu pare blocat, deci poate a mai fost cineva aici. Așa. Bine, poate este refugiu de care le ziceau la pick-up. Ce dracu acolo? A, lanternă! Ha. Care merge sau nu merge? Nu merge. Ba, merge. Corect. Mamă, ce puternic e dracu lanternă, mă. Hai să explorăm epava. Jesus Christ. E un loc bun, ce-i drept.
pentru refugiu. Dar de unde știi androidul ăla de la dezmembrări de acolo, mă? Oh, shit, ce s-a auzit? Bă, sper că nu-i cu bântuială și căcaturi de-astea. E blocat? What the fuck? Nu e bine pe aici. Deci în față. Mai uite niște uși pe aici. Look. Și ăsta e blocat, mă. Se vede ceva din partea cealaltă însă. Oh! Fii atent, comers. Mă, dar chiar androizii cum își petrec timpul? Dacă ei nu trebuie să mănânce, nu trebuie să bea. Detroit Today. Android on the run. Oh, e Kara, bă, săraca. Măcar așa află de ea, știi? Dacă citește. What? That's nice. Asta ar fi bună și în realitate, gen, dacă s-ar crea android să-i folosească pentru explorarea spațiului, să nu riște viețile oamenilor. That's awesome. Și poate ei pot rezista. Bine, ei rezistă, de fapt. Oh, 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 Dumnezeii mătii din joc! De ce, dracu, de ce? De ce, de ce faze horror, bă? Ce dracu a fost de-o fugit pe acolo? Oh, damn, son, bineînțeles, direct în scăfârliera să-i cadă. Era să rămâi fără buci, băiete. Pe aici, oare? Open. Bă, dar ce? Era într-oit sau? Poate toate informații false, mă. Ăla, din cimitir de acolo. Unde morții mei am ajuns? Doamne feri, unde dracu-s, bă? Aoleo, sunetele astea de metal. Nu-i ok. Presimt un nou jumpscare de la tâmpit. Hai de Dumnezeu. Aduci un pic a Until Dawn, Doamne ferește! Și te-ai dus dracu, Marcus. Pentru a doua oară. Da, mai zi de dată așa. Hai, ridică-te. Doamne ferește, mă. S-a dus dracu, Marcus. Pentru a 15.000 oară. Dar se repară el. Aici însă nu mai are android de rezervă. Să-și pună picioare și ochi și urechi. Upsi, cred că am găsit, bă. Cred că... Wow, shit, man. Ce-i cu ăsta? De ce-mi pare cunoscut ăsta? Seamănă un pic cu Ralph. Unde dracu suntem acum? Oh, cu milițianul. Dar chiar, bă, l-a semănat cu Ralph înainte să-și ia putătura aia pe față. Are la Marcus s-a întâmplat înainte de anul, că în același timp se întâmplă cu toți, deci nu e. Ia să vedem. Reconcile with Lieutenant Anderson. Hai să ieșim de aici. Unde dracu ajungem? Unde suntem aici? Chicken! What? Ai informatorul ăla! Am înțeles. Vorbește cu un informator. Last shit hot tip you gave me sent me back a week's wages paper. Come on, this is different. It's 100% guaranteed. You can't go wrong. What the fuck? Hai să scanăm aici, care-i treaba. Scanăm. Despre... Ah, are licență. Se pare ăsta. La... Așa, unemployed... Illegal gambling fraud. Deci ăsta este ceva mare bulangiu de ăla de face ilegalități. Breach of hygiene regulation. Bă, dar știe ăsta că gen... Deci se pare că ăsta nu respectă normele de igienă la standul lui. Nu e ok. Damn straight. Ok. Nu plătești bulangii, mă. Nu-i ok, locotenente. N-ar trebui să spunem că nu respectă normele de igienă. He, nu. Arată pude. E simpatic, uite-te la el. Hai să ne cerem scuze. Poate îl îmbunăm cumva. You've even got a brown nose and a oh, worm. Okay, tărim relația cu el. Păi cum dracu? Hai mă, îmbunătă-te și tu un pic. Here you go. Scan, ia să vedem care-i treaba aici. Ah, mi-arată, mamă, câte kilocalorii are mâncați, aș gura ta. 1680 de kilocalorii, serios? De ce atât de mult? Nu-i mult pentru un sandwich? 710 kilocalorii.
Iisuse Hristoase, cât bagă ăsta în el, mă. Nu e ok, prea mult. Dar nu o să mă iau de lasă să mănânce dacă asta îmi face fericit. Not a chance. Doamne. Everywhere. Ca un pudel. A, se pune să mănânce aici, nu mănânce mașină, mă. Se frică să nu murdărește, a? Ia. Nu-i spune că nu respecte normele de igienă. Hai să-i spune despre companie. But I think your friends are engaged in illegal activities. Well, everybody does what they have to get by. As long as they're not hurting anybody, I don't bother them. Mă, are dreptate, dar uite că, până la urmă, cum îi zice, îl îmbunăm. Oh! Oh, un zâmbet pe fața lui! Ce-i asta, bă? Ce-i asta? Deviants. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. Oh! We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior. Am înțeles. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. Bă, are dreptate până la mamă cât de deep a fost asta, mâncați-aș gura ta. This morning, hai să vedem despre we were chasing those deviants. Pe autostradă. Why didn't you want me to cross the highway? Because you could have been killed. Oh! And I don't like filling out paperwork for damaged equipment. Da. Ok, l-am îmbunat, bă, se pare un pic așa. Hai să vorbim about the car. Like to know about me? Hell no. Well, yeah. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Ce cretin e Hank, bă. Well, they fucked up. Very nice, yes. Ia să întrebi despre asta. Ia să vedem. Why do you hate androids so much? Chiar sunt foarte curios. Cred că i-au afectat viața cumva. You ever dealt with deviants before? Da, cu ăsta. A few months back. Na, numai cu ăla. Was threatening to jump off the roof with the little girl. Damn. I managed to save her. Foarte bine, canărule. Eu. Right? Know everything there is to know about me? Chiar. I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years and you spend a lot of time. Arată de parcă. So what's your conclusion? Oh, Doamne. Psihologic. Să fiu sincer cu el, mă, cu un officer with personal issues is an added challenge. But adapting to human unpredictability is one of my features. A făcut cu ochiul, mă, serios? I just got a report of a suspected deviant. Și a crescut și aia, e bine. Oh, we should go have a look. Mă, dar chiar ce-au făcut cu Ralph, însă? Cred că a fugit Ralph. Că ăștia au fugit până la urmă după cara și după copilă. Îmi place că lui ăsta îi crește încrederea în androids până la urmă. Poate ăsta este și scopul. Sau poate, de fapt, te induce în eroare. You run out of batteries or what? I'm sorry. I was making a report to Cyberlife. Well, do you plan on staying in the elevator? No. Da. I'm coming. Bă, ce ciudați câteodată androizi ăștia, mă jur. Adică, înțeleg că-s mașinării, dar... Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. What? Ok. Am înțeles. Oh, Christ, if we have to investigate every time somebody hears a strange noise, we're gonna need more cops. Da, are dreptate până la urmă. Mă?
Putem să spargem ușa sau mai ciocărim o dată? Anybody home? Nu, cred că asta voia să fac. Detroit Police! Da, da, cu siguranță. Ok. Lăsăm omul. E cam ciudat să lași omul gen în fața androidului, că androidul până la urmă e android. Numai zic, putea fi mare pericol aici. S-au auzit zgomote și mai devreme găsisem niște pene de cum îi zice? What the fuck? Din ăla de porumbel. Ok, vrei să te ajut sau? Hai, intră tu, dracu, că tu știi procedul, Dumnezeu, mătii. Ah, Cristos. Porumbei. Jesus, this place stinks. Mamă, câți porumbei îți ești prost la cap. Iisuse Hristoase, ce dracu e aici, bă? Doamne, ferește. Our man's gone. Bă, cineva military jacket. RT. Probably initials. He put his initials in his jacket? That's something your mom does when you're first grade. Mă, eu știu ce dracu. Ah, trebuie să analizăm ceva aici. Urban Farms of Detroit. Ceva cu fermă. Ok, și aici a fost lipit sau recently moved. Deci l-a adus cineva aici, cred. Posterul ăsta sau e ceva în spate? A, e o gaură, bă. Da, nu. Ba da. A, bă, ok. E o gaură în spate care ascunde o mare cărticică. Ce dracu. Au dat semnul ăsta, era de sână și pe perete, bă. Cred că e ceva android. Ce dracu limbă e aia? What? Și că e cod. Și că e cod de programare. Aici. Bună întrebare. Oh, Doamne. Corect. Ceva limbaj ciudat. Cred că e android, sincer. Dacă... Ok, hai că mai avem de inspectat pe aici o grămadă, dău. Să vedem care-i treaba. Ce dracu avem în frigide? Serios că trebuie să mă uităm? Bine, de fapt putem afla dacă a fost om sau nu. Că dacă e gol înseamnă că e android. Că până la urmă îi trebuie și mâncare, e gol. Suspectul nu mănâncă, e logic până la urmă. Dar uite, e semnul ăla din carte, îți desenate și pe pereți. Dă-te dracu de aici, mă, pasăre. Suspectul îi pasă de animale. De, cum îi zice, de ăștia, de... Mamă, mereu uit cum le zice, dracu, de... Aaaa! Pigeons, fută-i Hristos. Porumbei. Așa. Driver's license. Cool. Ah, e fake. Corect. Mare amendă ce-i dă. O, RA9, clar android, RA9. Dar nu a fost asta RA9 și scris de Ralph. RA9. Any idea what it means? Bună întrebare. Written 2,471 times. Serios? It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Dar chiar știi de la Ortiz? Why are they obsessed with this sign? Mă, bună întrebare. Mare întrebare. Looks like mazes or something. Chiar că arată ca un labirint desenul ăla. Chiar arată. Obsessive compulsive writing. Ce dracu e cu scaunul ăla? Nu s-a urcat pe el ca să scrie sau care e treaba? Ce dracu e aici? A, e markerul cu care o scris, nu? Ok. Și ăsta e scaunul pe care s-a urcat să scrie. Nu-i puțin logic. A, Cred că scria și... Ăla a fost gomotul, gen ne-a auzit și o pleca dracu de aici. Nu e așa? S-a speriat, s-a lovit acolo și după aia s-a dus dracu. Ăsta e, ne-a auzit pe noi, mă. Sau a auzit ceva, poate nu neapărat pe noi. Și-a fugit dracu pe aici. Deci el scria, l-am întrerupt din actul artistic. Extraordinar. Ce dracu e acolo? Real books. Sample. Nu se mai citește. Aia e Blue Blood. Ok. Aia e și ideea mea despre cărțile electronice. Nu prea-mi plac nici mie. Și-o dat ăla jos. Și-o dat LED-ul jos, mă. Și-o dat LED-ul jos.
Not nope. surprised it was an android. No human could live with all these fucking pigeons. Nu e așa. Ce mișto i-am prins în aer. Aici e ceva, e o cușcă. E o cușcă dărâmată asta. Ce treacu' e aia? Ce morții mă-s astea? Skid mark. Ah, ok. Asta e o amprentă. Fingerprint. Înseamnă că e om? Dacă a fost fingerprint? Metal Hook, cred că a demolat în timp ce fugea, sincer. Atunci când l-am speriat noi aici, s-a dus dracu. Ia să vedem, nu? A lovit-o, nu? De-aia e și bulit acolo. Că a căzut. După aia s-a dus în partea asta și trebuie să analizăm ceva aici. Așa. Aha. Ia, ok, deci de la noi a fugit. Deci a fost recent aici. Și după sau... Wow, bă, Van Damme. Iar îi găsim pe ăștia în pod, mă. Deci e sus. E sus acolo. E încă aici. Ia, te închei. Dar de ce nu-i zice? De ce nu-i zice la milițian? La Hank? Oh, uite-l! Pus gura în mătii. Ai dracu. Du-te. Aleargă zără morții măsii. X! Quick time event. Pac! Îl prindem, dă-l dracu. Pac, X acolo, fugi. Fugi, Conorule, fugi. Hai, Conorule! Mama, dracu, dar se duce, bă. Hai, Connor. Hai, Connor, că-l prindem, dă-l dracu. Trebuie să scanăm. Easy, but slow. Risky. Pe acolo, risky. Bag picioarele. Mergem risky. Așa, mama, avem timp să scanăm parcursul. Mă rog. Pe unde trebuie să mergem? Safe. Fast, but risky. Balanced. Balanced, fuck it. Mergem balanced pe aici. Sus, pe camion. Pe camionul cu paie. Fugi, Connor, peste. Dă-i dracu. Scanăm. Safety tour. Direct, but crowded. Pe aici, mergem pe aici. Aie, îi lovim pe ăștia, dă-i dracu, nu-i problemă. Pe aici s-a dus și el. Îl urmărim pe fraier. Așa, mă, tată. S-a dus în jos? Ce dracu, unde-a sărit, mă? Bă, dar să sare fără să știe unde dracu se duce, serios? Săr, băiete! Unde am ajuns? Ce dracu, crezi că ăștia aici au marihuană? Ce dracu e aia? Ce planta aia? Haide, no! Mi-a scăpat, mă, se duce în partea aia? Ah, dar putem încă să-l găsim. Putem să ocolim pe aici. Scanăm. Fast, but risky, fuck it, știi ce? Mergem. Trebuie să-l prindem. Trebuie să-l prindem să vedem care-i treaba cu băietul ăsta. Ce-a făcut el așa? Așa. Pe aici. Oh, aproape în spatele lui. Suntem în cârca ta, fraier. Oh, shit. Am crezut că se sparg ălea. Haide, mă. Haide, canere. Mamă, quick time event să le urăsc din suflet. Nu-s bun la de-astea. Lăsați-mă în pace. Shit. Mamă, chiar că. Ai dreptate. Oh, cred că-l prindem. Mai avem puțin, suntem fix în cârca lui, mă. Îi suflăm în ceafă la fraier. Mamă, copacii ăștia mănâncă zilele. Mai e și ud pe jos. Careful, asul. Mai du-te, dracu. Sunt android, da? N-am gaură de cur, lasă-mă în pace. Haide, salt acolo. Magnific. Save but lost. Direct, nu-mi pasă, direct îl prindem pe fraier. Pe aici, pe unde ia și el, mergem și noi. Hai pe aici. Hai. Eu că l-o împins pe ăla, fii atent ce jegos. Du-te, mă, din calea mea. O, ce... Nu l-a atins. That's nice. Direct prin porumb. Ce dracu, mă? Bă, Outlast 2. Unde dracu e? A, uite-l. L-a prins Hank. Bă, nu. Hank. Nu pot. Trebuie să-l salvez. Îmi bat picioarele. Nu, trebuie să-l salvez pe Hank. Nu puteam să lăsăm dracu să cadă de acolo. True that. Suntem prieteni. Damn, son. Bine, mă bucur că l-am salvat. Corect. Bine, nu prea l-am văzut cum arată, sincer. Am văzut doar o șapcă pe cap. Și crește instabilitatea ăstuia, e bine. Ce, da, îi mulțumește? Nothing. Este în lui de a mulțumi până la urmă, bă. Dar am văzut acolo că a crescut relația cu el și suntem prieteni acum. Mă consideră prieteni, bă. Oameni, ne oprim aici cu episodul de astăzi, bă.
super episod, să-mi bat picioarele, bă. O grămadă de acțiune și o grămadă de chestii interesante s-au întâmplat astăzi. Ne auzim data viitoare, lăsați un like să facem cât mai multe, bă. Să aveți o zi extraordinară. Mulțumesc de susținere pentru seria asta și pentru toate, de altfel. Copiii pădurii mâine, probabil, sau tot Detroit, nu știu, depinde ce am chef să filmez sau ce stare am eu. Păi mă cunoașteți deja, dă-o treacu de treabă. Ne auzim, ciao les!